Un afacerist din Florida și-a cumpărat o insulă privată din ajutoarele primite în timpul pandemiei. Bărbatul a obținut în mod fraudulos 8 milioane de dolari din fondurile federale alocate pentru susținerea firmelor în timpul pandemiei. În dosar se precizează că banii deturnați trebuiau să ajungă la afaceriștii aflați în pragul falimentului în pandemie. Bărbatul se apără însă spunând că nu a cumpărat insula pentru propriul divertisment, ci pentru că a fost o oportunitate imobiliară foarte bună. Cazul nu este însă unul izolat aproximativ 10% din cele 4,3 trilioane de dolari pe care Statele Unite ale Americii i-a alocat pentru ameliorarea efectelor pandemiei au fost folosite în felul acesta.